Bună ziua, domnilor și domnilor! Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi atât alături de reprezentanța autorităților locale, a instituțiilor publice, dar și alături de colaboratori și prieteni dragi mie din mediul antreprenorial. La fel cum zicea și colegul nostru, domnul Liviu Paragău, și eu la rândul meu vreau să felicit în primul rând reprezentanții AJOFM. Noi am beneficiat din plin, în primul rând, de digitalizarea pe care ei o au, adică în momentul în care situația cu mult de muncă vacantă, de exemplu, în momentul în care am postat-o, chiar dacă nu se face direct către AJOFM, ei preiau aceste date și, în mod surprinzător, ne-au contactat tot mai mulți oameni interesați de a-și găsi un loc de muncă. Culmea, nu de la firmele de recrutare, către care am primit și către ei să ne identifice noi angajați, au fost chiar mai eficienți cei de la JOFM, sunându-ne oameni și spunându-ne: domnule, am găsit firma noastră în căutare de un loc de muncă, am văzut pe site-ul JOFM-ului. Ceea ce pentru noi a fost un foarte mare avantaj și felicităm pe această cale. Totodată, mă bucur atunci când autoritățile publice se implică și fac lucrurile din timp, pentru că smart nu înseamnă doar aplicarea tehnologiilor, ci înseamnă și o mentalitate orientată în acest sens, în a folosi tot ce înseamnă digitalizare, în a se pregăti din timp cu proiecte, cu documente, cu avize, cu tot ceea ce înseamnă, pentru că zicea și domnul Borșan mai devreme că odată cu apariția PNRR-ului sau cu dezvoltarea noilor linii de finanțare care vor apărea, acele autorități publice care nu vor avea din timp pregătite proiectele de fezabilitate și așa mai departe, probabil vor avea un timp foarte restrâns să-și finalizeze proiectele, să-și obțină avizele și așa mai departe. Iar în momentul în care probabil vor apărea aceste linii de finanțare, vă spun atât din perspectiva unui furnizor de materiale, cât și din perspectiva unei firme de proiectare, va fi bătaia foarte mare, iar proiectele probabil nu vor fi făcute atât de în detaliu cât vor reuși cei care își pregătesc din timp. Iar pentru asta felicit atât primăria din Chinten, cât și primăria Floreștiului, pentru că au spus amândoi că își pregătesc strategiile din timp, gândesc lucrurile și văd lucrurile la nivel macro, nu numai de moment. Totodată, felicit fiecare dintre vorbitorii anteriori. Așteptăm cu drag, ca și antreprenori, să avem vizite de îndată ce pandemia ne va permite și în Republica Moldova. Cu siguranță, frații noștri de peste Prut reprezintă un areal de interes pentru noi și ne-am bucurat ca în următorii ani să ne dezvoltăm și către Republica Moldova. Printre soluțiile smart de iluminat public pe care le amintea și domnul Bogdan Pârvariu, dar și domnul Liviu Fărăcău, partea de furnizare de materiale pentru sisteme cu telegestiune, partea de iluminat, dar și proiectarea lor și gândirea rețelelor din timp, fac parte dintr-un proiect integrat, adică în momentul în care o primărie își face proiectarea sau își gândește un drum, întotdeauna i-am apreciat pe aceia care din timp și-au gândit și electricitatea să o modernizeze, și canalizarea, și aducțiunea de apă, astfel încât ulterior să nu vină cu noi săpături sau să includă diverse reparații ulterioare care, să zicem, să strice eficientizarea. Unul dintre produsele pe care tot mai mult le implementăm în ultima vreme reprezintă tehnologia cu proces fizico-chimic pentru stațiile de depurare, un proces extrem de inovativ care se aplică atât în domeniul smart city, dar și smart village, pentru că, așa cum vedem, zonele metropolitane se dezvoltă atât în jurul Clujului, dar și în jurul altor mari orașe. Avem o colaborare foarte bună atât cu proiectanți, cât și cu autorități, în vederea implementării soluțiilor pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care le au și, în general, faptul că în anumite zone unde sunt comunități mai mici, există o lipsă de influență sau lipsa calității acestuia. Gama mare de produse pe care de-a lungul anilor am implementat-o, pot să spun că reprezintă vârful de gamă și cele mai inovative materiale care există în acest moment pe piață. Reprezintă alternative, reprezintă soluții
noi, rapide, eficiente și chiar mai accesibile din punct de vedere financiar. Evident, astea vin la pachet și cu posibilitatea de implementare, dar și aplicabilitatea lor. Soluții noi nu înseamnă neapărat mai bune. De multe ori, situațiile clasice folosite până acum au o mult mai bună aplicabilitate, pentru că fiecare soluție în parte are sensibilitățile și deficiențele sau carențele fiecăruia. Noi ne bucurăm și în continuare încercăm să dezvoltăm cât mai mult posibil mentalitatea proactivă sau pro-dezvoltare. Ne bucurăm atunci când există o bună colaborare în zona smart, în care există acces la informație, în care autoritățile sunt deschise, în care există acces la informație, în care în mod constant se consultă cu antreprenorii și cu mediul antreprenorial. Toate lucrurile astea conferă avantaje de ambele părți.